Chirurgia mini-invazivă este principala schimbare a chirurgiei din ultimii 20 de ani. Personal, prima laparoscopie am făcut-o undeva în jur de 1999-2000. S-au strâns ceva ani, până atunci operam aproape doar chirurgie clasică. Ulterior, laparoscopia a câștigat teren și în momentul de față cam 80-90% din operațiile pe care le facem pe abdomen se fac pe cale laparoscopic. Laparoscopia a evoluat foarte mult în ultimii ani, în ultimii 15 ani, datorită creșterii calității turnurilor de laparoscopie pe care le folosim. Am câștigat mult în calitatea imaginii, vedem detalii pe care înainte nu le putem vedea, pe monitoare foarte mari. Practic este o chirurgie care oferă pacientului mai multă siguranță decât chirurgia deschisă. Aș începe întâi cu prima parte a tubului digestiv, care apare în abdomen, respectiv joncțiunea esogastrică, deci joncțiunea dintre esofag și stomac, și stomacul. Aici, principala afecțiune care se operează laparoscopic este boala de reflux gastroesofagian sau hernia hiatală, cum o știu foarte mulți pacienți. Dacă înainte făceam o mare incizie până sub ombilic ca să putem opera această afecțiune, acum cu 3 sau 4 incizii micuțe, reușim să facem aceeași operație cu rezultate bune. Este o schimbare majoră, pentru că pacienții se externează la 24-48 de ore de la operație, pe picioarele lor și în stare bună. La nivelul intestinului subțire, laparoscopie este importantă. Odată pentru diagnostic, sunt foarte multe afecțiuni pe care nu le putem diagnostica altfel la nivelul intestinului subțire. De exemplu, de multe ori intrăm în abdomen pentru o presupusă apendicită, găsim un diverticul Meckel care este inflamat, infectat. Operația se face laparoscopic, rezultatele sunt foarte bune. Există tumori de intestin subțire, care unele sunt maligne, unele sunt cancere, iar altele sunt benigne. Sau tumorile stromale de intestin subțire se operează cu succes laparoscopic. Cea mai frecventă operație care se face laparoscopic și este prima care s-a și făcut în chirurgia generală este colecistectomia. Colecistectomia laparoscopică este cea mai frecventă operație care se face pe cale mini-invazivă în chirurgia generală. Spitalizarea este de 24 de ore, cel mult. Pacienții pleacă foarte bine, foarte repede. Recuperarea este rapidă și marea majoritate după o săptămână se întorc la viața normală, inclusiv la servici. Este o operație standard, este gold standard pentru tratamentul litiazei veziculare simptomatice sau a pietrelor la colecist care dau și simptome. Tratamentul laparoscopic al cancerului colorectal este deja standardizat, se face de mulți ani, evoluția este bună, rezultatele sunt foarte bune. Pacienții, dacă înainte stăteau 7, 8, 10 zile în spital după operație de cancer de colon, acum după laparoscopie stau undeva între 3 zile, 5 zile maxim. Cancerele de rect, de asemenea, se operează laparoscopic și prognosticul este foarte bun. Urgențele chirurgicale, iarăși, pot fi multe dintre ele tratate laparoscopic. Cea mai cunoscută este apendicectomia, operația de apendicită, cum mi se mai spune. Apendicectomia laparoscopică a devenit standard, se realizează în condiții de siguranță maximă pentru pacient, cu spitalizare scurtă și cu evoluție foarte bună. Laparoscopia este utilă în 99% din cazurile de apendicită acută pe care le primim în MedLife. Iarăși urgențele din zona ginecologică, torsiunile de anexă, torsiunile de ovar, piosalpinxul, acumularea de puroi la nivelul trompelor uterine poate fi diagnosticat și tratat laparoscopic. Sarcinile extrauterine, de asemenea, multe dintre ele pot fi abordate laparoscopic cu o evoluție mult mai rapidă față de chirurgia clasică. N-aș putea spune că există niște reguli speciale pe care pacienții trebuie să le urmărească după laparoscopie. Practic, sunt regulile pe care le urmează după orice operație. Nu există o diferență semnificativă. Diferența este doar într-o evoluție mai simplă și o durere mai scăzută în intensitate după acest tip de operații.